suntem, da, pe, ce putem spune, nu, final definitiv de vară. Deși ceea ce vedeți în spatele meu vă duce cu gândul nu către vară, către piscină, către stat la soare, către distracție, la piscină, na. Important e foarte, de fapt, și mai important e ceea ce veți vedea în spatele meu, acea construcție foarte drăguță, ca un dom. Dom se cheamă de altfel și locația. E o locație nouă, frumoasă, care din această vară a început să funcționeze. Unde credeți? Unde credeți că e această minunăție? În Târgoviște. N-ați fi zis. Nici eu. Dar uite că se poate, chiar și la Târgoviște, și asta datorită unui omuleț pe care o să-l vedeți imediat, tare simpatic el și cu gânduri mari și cu inițiative foarte bune, pe care cu siguranță o să le și pună în practică de acum încolo. Că se lasă toamna, se lasă frigul, iar domul în sine chiar este ofertant ca și spațiu, din punctul acesta de vedere. Restaurant and Lounge Dom în Târgoviște este gazda noastră în următoarele 20 de minute. Luați de privit și o să vă bucurați. Nu de alta, dar este o seară importantă pentru că urmează la pupitru să vină nimeni altul decât bunul nostru prieten DJ Optic. Restaurant and Lounge în Târgoviște, v-am spus, un loc care promite foarte mult de acum încolo, atât în perioadele reci, dar mai cu seamă vara, pentru că ați văzut ce în spatele meu, cât ai frumusețea de piscină, totul foarte ok, totul foarte bun, totul foarte nou aici la domul din Târgoviște. Lângă mine, omulețul de care vă spuneam, hai întâi de toate să facem și cunoștința. Dragoș Finteanu. Dragoș, când s-a deschis domul aici în Târgoviște? De cât timp? L-am deschis cam de 4 luni. Ce a însemnat vară, a fost vara în plin sezon. Cum a fost? A fost o vară oricum fierbinte. Nici nu mă vait. Ușor, că abia ai deschis. Stai să vezi că, de fapt, succesul încep să-l câștigi abia de la anul în vară, pe ceea ce înseamnă ideea de piscină, exact. Și pentru perioada de toamnă, iarnă, primăvară, la ce te-ai gândit? O să continuăm cu petrecerile tip club, cu invitați artiști sau DJ. În interior? În interior, da. Vei modifica spațiul interior în momentul petrecerilor sau rămâne așa cum l-am descoperit astăzi, ca și, vorbim imediat și de ideea de restaurant, că de aici pleacă toată povestea. Da, asta e ideea, trebuie împăcat mobilierul de club cu mobilierul de restaurant, sunt două scenarii diferite. Versatil ca și spațiu, altfel. E modular, nu sunt compartimentări, se poate face cam... Ai tot spațiul la dispoziție, atât de ușor de făcut. Să ai un asemenea spațiu pentru a face club, mi se pare senzațional și extrem de ușor pentru unul ca tine. Deci cei care au construcții, spații, diverse separeuri, chestii de genul, e mai greu, dar pentru un astfel de spațiu, pentru tine e floare la ureche doar, să știi cum. Bineînțeles.
Capacitatea are domnul, când e, să zicem, ideea de full? În autorizația de la cei de la ISU, 660 de persoane. Wow, loc bun de concerte ăsta, de evenimente grele, ce vorbim, Dragoș? Oho, frumos, bravo! Vorbim că știu, bineînțeles, Pădăros ce a însemnat, are niște dotări aparte, grup de pompare, bazin cu 300 de metri cub de apă. Ne ferim la piscină? Nu. Nu. Dar la ce? Un alt bazin separat care menține stocul de apă pentru 3 ore în caz de incendiu. Ah, deci ai gândit totul. Deci e o locație safe. Ultimele norme în domeniu. Deci o locație extrem de safe. Bineînțeles. Bun. Vorbim despre restaurant. Pentru că în denumirea locației, restaurant este prima chestie pe care o întâlnim. Domn restaurant, corect? Am zis noi lounge, că îmi place mie să-i zic lounge, pentru că poți de altfel să o și modifici, să te duci și către direcția asta de lounge, pentru că asta va fi și piscina. Hai să vorbim despre restaurant. Pe ce linie merge bucătăria? Este o bucătărie internațională, un meniu internațional. Adaptat după cerințele clienților, am băgat de curând pizza și ce ne-au mai cerut aceștia. Ce cer oamenii? Bineînțeles, fără prea mari sofisticărie, prea multe marafeturi și chestii de genul. Cont că orașul e mic, micuț, nu e ca la București. Pretențiile nu sunt atât de mari. Bineînțeles. Cine vizezi de acum încolo important, să zicem, care să vină către domnul de aici din Târgoviște? O să mă orientez și către latura către partea de artiști. Deci de interpreți. Pentru zilele de sâmbătă. Interpreți, muzică live. Muzică live. Trupe. Trupe. Da. Deci aduci și așa ceva. Ai vreo trupă anume? Adică te-ai gândit la cineva sau nu? Deocamdată... Gândești. Planul e în construcție. Am înțeles. Hai să punctăm pe harta orașului unde se află domnul exact amplasat. Este foarte aproape de centrul orașului. Totuși pe margine de oraș, cât să aibă lumea aer. Nu e nici aproape, încât să-ți permită să construiești toate aceste dotări. Parcare, piștine. Parcarea câte locuri are parcarea? 200 de locuri de parcare. Măricică. Bineînțeles. Piscina, o grădină, un loc de joacă de copii, plus spațiu care este destul de mare. Eu zic că ai reușit să faci un lucru foarte frumos aici la Târgoviște, care cu siguranță o să și funcționeze foarte bine. Îți repet, totul ține de tine, de cum vei manageria toată povestea asta, pentru că din start, așa cum e el, locul e câștigător, din punctul meu de vedere. Drept care, de aici încolo, toată treaba ți aparține și important e să știi cum reușești să-l faci să și înceapă să duduie. Ne punem și noi umărul atât cât putem. Te vom ajuta de câte ori ne vei cere ajutorul, îți vom fi alături. Până una alta, punem punct verii, dar punem punct prezentării și de aici de la Târgoviște. Dragoș, multă baftă, multe petreceri, mulți invitați și când o-i vrea să ne mai chem, să știi că venim cu mare drag. Mulțumesc! Ce serios ești? Așa ești de obicei? Nu se putea construi altfel. Te-ai distrat bine în Grecia? Cât nu de altă, dar a fost săracul și în Grecia, a fugat așa repede pe final de vară.
Important e că există acest loc în Târgoviște, că Târgoviște, iată, s-a înnoit cu un loc foarte frumos, vă repet, dom, restaurant, care n-a fost gazdă. Punem punct prezentării, rămâneți cu noi, luăm o scurtă pauză publicitară, după care, desigur, revenim că n-avem altceva mai bun de făcut, cu alte sugestii, cu alte propuneri pentru voi. Ciao. O ediție frumoasă, vă mulțumesc din suflet, de altfel ar fi trebuit să o fac de la bun început pentru, desigur, audiențele pe care ni le-ați făcut în perioada weekendului care a trecut. Vă mulțumim, vă suntem recunoscători și vă vom mulțumi de fiecare dată de câte ori avem ocazia. Bun! Final de ediție, voi nu uitați că aveți modalități de a intra în contact cu noi, dacă e să ne căutați pe Facebook, tastați Club Zone România, Mircea Zara, Mircea Zara Oficial sau, desigur, Music Channel. Aveți la dispoziție și un grup pe Facebook, Club Zone România. Dacă nu și sunteți deja acri și sătui de ceea ce înseamnă Facebook-ul, o puteți face pe Instagram, tastând de asemenea Club Zone România sau Mircea Zara, sau mai nou, că e în trend și că se poartă și că e fiță și că e foarte undercover, Snapchat. Acolo, simplu, tastați mircea.zara și suntem în legătură și pe Snapchat. Ne-am tehnologizat și avem toate platformele la dispoziție, toate platformele de socializare. Gata, punem punct ediției de astăzi. Nu uitați, vinerea începând cu ora 23, de fiecare dată, de 17 ani încoace, începe o nouă ediție și anume de Club Zone. Mircea Zara am fost eu, un weekend absolut fantastic vă doresc și ne revedem săptămâna viitoare. V-am pupat, bă, prăduitorilor!